Vă salut, oameni buni, sunt Florin Cercel și vreau să fac un mic anunț pentru toți oamenii care iubesc familia Petrică Cercel. Ionuț Cercel, Florin Cercel, tot ce este în muzica asta noastră, în maneaua noastră, ca să pot să o numesc așa, tot ce înseamnă Cercel. De început vreau să vă spun că sunt sunat și totodată căutat pentru evenimente pentru 2023. Țin să menționez că sunt ocupat zi de zi, oameni buni, zi de zi, fără nicio aroganță, fără figuri, că nu-mi stă în caracter și în felul meu de a fi, cum sunt eu ca om, nu e genul meu să fiu fițos și așa mai departe. Doar vreau să anunț oamenii că sunt ocupat zi de zi 2023 până pe data de 15 septembrie. Și de ce spun data de 15 septembrie? Pentru că unii dintre voi știți sau ați aflat sau ați auzit și poate nu credeți. Nu. A venit momentul să vă spun eu, da, este foarte adevărat, pe data de 15 septembrie, cariera mea muzicală se va încheia. Poate vă întrebați de ce. De ce? Cariera mea muzicală se va încheia pentru că eu, după tot necazul care s-a întâmplat cu tatăl meu, cu Petrică, eu am vrut să mă opresc chiar în ziua în care s-a întâmplat cu tatăl meu, să nu mai cânt deloc. Dar de dragul familiei mele, de dragul mamei mele, plângând că nu mă feresc de voi, oameni buni, plângând în fața mea precum un copil, i-am promis mamei mele că voi mai cânta încă 2 ani de zile strict pentru tata și pentru numele lui. Iar acum a venit momentul să vă anunț și pe voi, pentru că eu în meseria asta, eu nu am dușmani, eu am fost foarte bine educat, lăutărește, țigănește totodată, că nu vreau să interpreteze nimeni greșit. Am o educație foarte bună, chiar dacă sunt țigan. Am o educație foarte bună de la părinții mei, de la tatăl meu și de la mama mea. Și știu că vor fi mulți oameni care vor suferi pentru anunțul ăsta, dar eu mă rog la Dumnezeu și la tatăl meu să facă ei ceva și să-mi revin. Dar deocamdată simt că nu îmi revin deloc, pentru că mulți dintre voi, cei ce sunteți mai de seamă cu mine, știți foarte bine că eu de cel puțin 20 de ani de zile, eu am mers la toate evenimentele numai și numai cu tatăl meu, cu Petrică, zi de zi. Iar mie îmi este foarte greu, am mai spus și într-un alt videoclip, că plec la eveniment plângând și mă întorc plângând, da, este foarte adevărat. Pentru că eu sunt foarte, foarte obișnuit să merg cu el. Dar nu din alt motiv decât să-l simt lângă mine, să-l am lângă mine, să mă bucur de el, sau dacă nu mi-aș fi dorit să fie în viață și să-l aud măcar la telefon, să-i spun, uite, tata, am fost acolo, sau am fost acolo, sau aș fi vrut să vadă și el tot rezultatul muncii sale. Tot ce se întâmplă cu băiatul lui, cu Florin în ziua de astăzi. Eu vă iubesc, eu vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate și așa cum am spus, oamenii care vreau să mă înțelegeți că sunt ocupat zi de zi și când spun zi de zi, zi de zi la mine nu există ocolișuri stânga-dreapta, nu. Iar referitor pe data de 15 septembrie 2023, cariera mea muzicală pe evenimente se va termina. Iar referitor pentru toți oamenii care iubesc familia Cercel și Florin Cercel, țin să menționez că v-am lăsat sute de melodii imprimate care vor apărea treptat pentru dumneavoastră. Poate vă gândiți de ce. V-am lăsat muzică de calitate, în primul rând
pentru oamenii care au iubit familia Cercel. Și în al doilea rând, sper ca Dumnezeu să-mi dea putere și tatăl meu să mă reîntorc. Cu fi un an, cu fi doi, cu fi trei, Dumnezeu știe, nu sunt eu în măsură. Deocamdată știu că trebuie să vă anunț lucrul acesta. Cariera mea muzicală se va termina pe data de 15 septembrie. Florin Cercel vă mulțumește, întreaga familie Cercel. Vă mulțumim pentru tot respectul acordat de atâția ani. Mulțumesc că l-ați iubit pe tatăl meu. Mulțumesc că l-ați iubit pe fratele meu, pe Ionuș Cercel. Mulțumesc că m-ați iubit pe mine. Și ați avut încredere în muzica noastră. Vă iubesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și sănătate atâta vă doresc. Să rămână.